că am fost dat afară din televiziune, pentru că eu mi-am făcut treaba așa cum se cuvine. Adică eu după emisiunea aia și a zis că tu nu ești dat afară, adevărat? Păi tocmai din cauza asta și nici acum nu pot să zic, adică eu nu am greșit cu nimic. Eu am stăteam câte 7-8 ore direct. Deci tu aveai dreptate, de Silviu Prigoană ne-a mințit. Nu e vorba de asta, televiziunea trece probabil printr-o perioadă de schimbări și tu știi foarte bine care e situația la ora actuală prin televiziuni, așa, în general, și tocmai din cauza asta, dar nu am trântit ușa după mine, mi-am îmbrățișat așa fiecare coleg. Se pare că ai trântit-o înainte, dar nu. Trebuie să deschizi ușa cu capul, mă rog, Sana, mă. Eu chiar vorbesc așa ceea ce fac și chiar nu mi-e ușor și nu e. Adică ție, acum din postura ta e mișto, așa să faci, Caterinca, să nu știu ce, dar gândește-te. Dan e șeful cartierilor, Dan aruncă draga poaca, el nu are treabă. De ce crezi tu că te-am chemat, nu? Să te vadă cineva. Păi să nu vadă cine trebuie. Sunt geambași de servicii. Geambași. De servicii bănoase. Și mai ales că știi ce mă recomandă. Mijlocitor. Te recomandă vocea și talentul, da. Așa că... Bă, hai, ce s-o punem să facă? Păi o să prezint meteo? Uite, aș putea să zic o poezie, dacă fac... Ia, zi-mi o poezie. Cățeluș cu părul greț. Amor, deci, pe bune. Nu, mă, uite, mă, uite, mă, ascultați, doamne, e nebun. Uite, du-te la hartă, avem și un indicator. Lasă-mă să zic ce știu eu. Hai, zi ce știi tu, zi ce poezie. Hai, mă, că am indicator aici. Cu poezii nu merge, mă, cu poezii. Nu merge cu poezii? Dar dacă ăsta e talentul meu, ce să fac? Ia indicatorul. Deci, uite, eu când eram... Că e greu. Mamă, ce e greu, dar păi e de mână ce bună. Da, mă, ia lui Slav, e greu. L-a luat să la vezi la... e greu e să fii Slav. Deci, da, știi, curg, te altoiesc. De iartă-mă, te rog frumos, dar așa zic. Dar prezintă cu accent moldovenesc ca să fie... Hartă, care păi și eu ce, eu sunt soarele? Deci, haideți să facem un pic de ordine în această emisiune. Bordea lucrează la emisiunea Strălucesc pentru tine. Când eram în școala generală... Dai, mă, Bordea, să zică fata asta ceva, numai tu vorbești. Așteaptă la grăbdar și vrei acum, stai așa. Când eram la școală, știi, ni se dădea să facem propoziții, să fie complement, să îndeplinească o anumită funcție sintactică. Ei, eu atunci am făcut o poezie, înțelegi, de atunci am zis, domnule, eu nu știam cum să mă fac remarcată, n-aveam talent la dans, la aia, și zic, domnule, prin poezie, că talent? La noi în Moldova sunt tot felul de... Tot în Moldova, din Botoșani. Da, am învățat la ea. Din Botoșani, păi s-o angajeze cineva. Nu cred. Deci eu acum stau în emisiune cu doi din Botoșani. Din doi? Unul angajat, unul șomer. Așa e. Nici măcar șomer liberă de orice contract. Hai, eu cu ce am greșit? Ia-ți Botoșani. Uite, îi dedic poezia lui Bordea. Te rog, hai și ne arăți la hartă după da, punct. Uite, eu zic și el imită. El, deci fii atent, da? Da. Da. El mimează, nu imită. El mimită ceea ce voi zice eu. Voi știți cum e cu mimatul. Da. Invers trebuia el să zică tu să mimezi. Păi dacă mă zăpăcești din capul ăla, da și lac din gură. Și da. Eu vorbesc aici mult. Artistul, dă-o lac muzica mai încet, că nu e de suflet, e de simțire. Fii atent aici. Artistul e copilul lumii. Își joacă rolul zi de zi. El face pace cu nebunii. Iar cu ceilalți, scamatorii. Artistul râde, dar și plânge. Aduce soare în casa ta. Și chiar dacă pantoful strânge, pe scenă el va triumfa. Haideți că nu vreau să vă plictisesc, că pot să zic poezia până la capăt. Pe genul ieși pe scenă și faci ca adevăratul și tot de strâng în sală.